Peste 600 de Unitățile candidați au susținut miercuri proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante din învățământ. Examenul s-a ținut în trei centre, la Liceul Mircea cel Bătrân, Mihai Eminescu și Traian. Peste 100 de profesori au absentat, 93 s-au retras, iar un candidat a fost eliminat din concurs pentru tentativă de fraudă. Potrivit ISJ Constanța, 478 de profesori au reușit să promoveze examenul și numai 4 din ei au luat nota maximă. La polul opus sunt cei care nu au reușit să promoveze. Mai bine de 130 de persoane au obținut sub nota 5, fiind și profesori care au luat nota 1 sau 2. Cei nemulțumiți de rezultat pot depune contestații, iar notele finale le vor afla pe 25 iulie. Candidații care au luat minimum 7 vor primi un post din cele 207 vacante pentru perioadă nedeterminată, iar cei care au luat minimum 5 vor ocupa unul din cele aproape 2000 de posturi libere de suplinitor.